O să încep cu sfârșitul. Să mulțumesc Bibliotecii Județene pentru planificarea făcută de a lansa această carte într-o zi așa de măreață, cultura noastră națională, de a-l sărbători pe marele nostru poet Eminescu. S-ar putea să spună ce legătură are cu ziua respectivă. Am stat și am gândit de când sunt aici în sală. Afară de strofele frumoase și destul de greu de înțeles de la poezia La Steaua, care trebuie să stai la fiecare vers să gândesc de ce La Steaua, care a răsărit o cale atât de lungă și de ce mii de ani a trebuit la noi ca să ajungă și așa mai departe, că nu stăpânesc bine versurile acum, că am o stare de emoție, încât găsesc că undeva are o logică să fie planificată lansarea. Nu. Cartea acum a ieșit și a fost. De ce este dâmbovițeană? Fiindcă Alexandru Celisarion s-a născut la Costești Vale și a trăit mult timp datorită afacerilor tatălui și a casei care aveau părinții și la titlul. De ce dâmbovițean? S-a născut, a fost educat la școlile respective. De ce este târgoviștean? Fiindcă soția lui este de aici, din Târgoviște, și face parte din familia Pitiș, pentru cei care sunt târgoviștea. Deci, prin soție, târgoviștean. De ce este acum național? Fiindcă după munca care am depus-o, am găsit că ceea ce a făcut el prin cele 5 articole în care erau 7 capitole sub un singur titlu, după mine a scris o carte care prin conținut nu s-a realizat nici cu zeci de ani înainte și nici după, până în 1957, când s-a lansat primul satelit. Deci, după mine, o lucrare unică, împrăștiată. Acesta este profesorul universitar, fost Alexandru C. Visarion, care a terminat electromecanica, secția de aviație, în 1926. Dar a sfârșit un profesor universitar de metalurgie și siderurgie, datorită unei mari greșeli pe care a făcut-o singurul din viață, care mai este în vârstă 22 de ani, la București, Alexandru Ștefan Visarion, când era în clasa 11-a, în 1948 sau 47, să nu greșesc, a vrut să participe la manifestarea aceea grozavă de 1000 de studenți pe care era vorba să fie împușcați și așa mai departe. Dacă vă amintiți și dacă vă relatez bine, toată clasa a fost luată, judecată și li s-a dat până la 3 ani jilava. Și după aceea 10 ani la domiciliu. Din momentul acela, tata lui a avut de suferit. Linie de cadru didactic universitar. A fost tot mutat de la ceea ce dorea și la ce era pasiunea lui, către siderurgie, către metalurgie. Acesta este C. Visarion, prin anii 60. Aici este chiar în momentul când era redactor la revista România Aeriană și când a scris în perioada anilor 31-33, v-am spus 5 articole, un serial care, vă rog să rețineți, nu a fost lună de lună. Luna asta l-a mai scris, a mai scris peste 3 luni, deci cu întreruperi, sunt 5 articole cu 7 titluri, 7 capitole bine definite, care, după părerea mea, ar constitui structura unei cărți. Se pleacă de la motorul cu reacție din antichitate, se trece la fuzee, la folosire, o să vă spun eu câteva cuvinte, și se ajunge la zborul interstelar.
pentru vremea aceea, ca să gândești, nu științifico-fantastic, nu prin ficțiune, ci să gândești real, să gândești real zborul spre stele. De ce am luat această imagine? Aceasta este reprezintă aeroplanul Vissarion 1 al lui Ion C. Vissarion, pe care toată lumea îl cunoaște, scriitor, pe care noi, cei de la astronautică, îl considerăm cel care a lansat bazmul științifico-fantastic cu temă extraterestră, Ion C. Vissarion, frate Vitreg cu Alexandru. Dacă vreți un amănunt, tatăl lor a fost căsătorit de două ori. În prima căsnicie i-a murit soția după 4 ani și a rămas Ion C. Vissarion, singurul copil, iar din a doua căsătorie a avut 9 copii. Al cincilea este cel despre care vorbesc eu acum. Deci au fost frați vitești. De ce insist? Alexandru C. Vissarion s-a dus la Facultatea de Electromecanică, secția de aviație, fiindcă în anturajul familiei cineva gândea, deși era scriitor, deși era povestitor, gândea și lucruri reale. Acesta este propus și are semnătura lui C. Vissarion, schiță pe care am găsit-o în istoria aeronauticii românești a lui Matei Oroveanu. Am dat-o numai ca să arăt că el a trăit într-un mediu de așa natură. Cu ce s-a ocupat profesorul Alexandru C. Vissarion? A participat la un lexicon tehnic românesc, care a fost în 15 volume, el găsim acolo, trecut la secția metalurgie-siderurgie, nu la secția de aviație. De asemenea, din tot efortul meu făcut, n-am găsit decât o singură carte scrisă de acest Vissarion. Și auziți despre ce construcția și tehnologia roților din țară. Deci a fost obligat în viață să facă cu totul altceva datorită momentului care v-am spus atunci. Momentul care a schimbat viața familiei Vissarion. Și acum trecem la ceea ce am scris eu. Este România Aeriană, care a fost o publicație care a apărut din 1929 până în 1945, pe care am luat-o pagină cu pagină și am reușit să găsesc articolele respective. Ce vreau să vă atrag atenția? Umblând după ceea ce mă interesa pe mine, am dat despre ceva care nu mă interesa. Este Ion C. Vissarion. Neomul nebun sau așa ceva. Și am găsit un lucru care nu-l găsim nicăieri a scris în viața și opera lui Ion C. Vissarion. A fost colaborator la România Aeriană timp de 3 ani, lună de lună a scris cât un articol. Nicăieri n-am văzut analizată această activitate a lui Ion C. Vissarion, fratele, deci cel care e cunoscut în literatură. Nimeni nu a analizat tematica, conținutul, am urmărit, nu m-a interesat. Pe mine m-a interesat inginerul A. C. Vissarion, care avea tema pe care mi-a putut să o analizez. De asemenea, aceeași situație, dar nu e bun luat exemplu, sunt articolele, articolul care interesează. Și acum vă rog să rețineți. Toate cele 7 articole au apărut cu același titlu, genericul, motorul cu reacție și călătoriile intersiderale. Toate aveau același articol, același generic. În schimb, fiecare articol